Salut, raci! Voi face citirea pentru perioada 16 februarie, 29 februarie 2024. Este o perioadă în care energia din vărsător, din prima parte a lui februarie, se va muta în pești, unde avem pe Saturn și pe Neptun. Va veni și Soarele, Mercur, dar luna va fi în fecioară și va fi în opoziție perioada 22 și 25-26 în opoziție cu toate planetele din pești și va fi o lună plină în fecioară. O lună plină care ne poate încerca legat de sănătate. Pe toți, dar și de resurse. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru voi, racii. Și iată, la baza pachetului, ceartă. Vă certați cu cineva, unde voi ați acumulat foarte multă frustrare, furie și vă deslănțuiți. Vă duceți și spuneți acestei persoane sau unei persoane, un bărbat, unei femei, îi spuneți ce aveți de spus. Numai că și el a acumulat frustrare și furie și iese o ceartă care duce la despărțire, la separare. Nu puteți să ajungeți la o înțelegere. Voi fericirea cunoașterea. Și iată că în ceea ce aveți aici legat de voi, ce vă doriți voi să faceți, aveți aici această putere, forță, care este în interiorul vostru. Voi o să vreți să vă folosiți intuiția, să vă folosiți mentalul, să vă folosiți sentimentele, iubirea, sensibilitatea, Chiar și tactul în a comunica cu cineva pentru a ține o situație dificilă sub control. Veți depune eforturi în acest sens, cu această forță, fiindcă este o forță care depinde de voi. Bine, din interiorul vostru poate să fie și iubire. Să vă bazați pe aceste sentimente de iubire pe care să le arătați față de celălalt. În schimb, și față de voi, poate să fie și această iubire pentru voi. Iubirea chiar poate să vă aibă în centrul atenției marea preotasă. Puteți fi voi, dacă sunteți femei, o femeie matură, cu ascendent zodie, lună plină, în rac sau un scorpion. Aveți foarte multe secrete, cunoaște secretele celorlalți și puteți să folosiți aceste secrete sau chiar am putea spune sunteți foarte fericite dacă v-ați folosi aceste secrete sau dacă ați afla ceva secrete de la o persoană legat de acea forță pe care voi vreți să o folosiți pentru a afla ceva de la o persoană. Este un aspect am zice, legat de un bărbat care are zodia ascendent în rac, Trebuie să fiți atenți, fiindcă s-ar putea să fiți cu o relație cu o mare preoteasă și această femeie chiar să încerce să vă afle secretele. Este bine să vă păstrați secretele pentru voi. Legare de cursuri de studii, de călătorii, voi arătați generozitate. Oferiți o șansă cuiva să meargă într-o călătorie, să se ducă să facă niște studii, oferiți câțiva bănuți. Sunteți foarte încântați de această situație, dar puteți să primiți și voi câțiva bănuți pentru a studia pentru a călători. Resurse, loc de muncă. Și aici avem a, cariera, menirea. Resursele voastre, bunurile materiale acumulate prin munca voastră, a, pentru a vi le folosi așa cum vă doriți, aveți nevoie de un rege de cupe. Un bărbat cu ascendent zodie în a, scorpion, un bărbat care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul. Trebuie să-i câștigați bunăvoința, dar trebuie să fiți atenți să nu vă răzbuna, să nu îl jigniți, să nu îl răniți, fiindcă este capabil să se răzbune. Deci trebuie să fiți atenți cum comunicați cu acest bărbat. Peste 50 de ani, un scorpion. Legat de bunuri, de resurse materiale ale voastre o regină de pute, o femeie cu ascendent zodie în leu, lună plină în leu, la locul de muncă, vrea să vă influențeze, vrea să-și arate faptul că poate să vă ajute, să vă facă dreptate. Ea întotdeauna consideră că ea va ajută pe cineva să facă dreptate. Poate să fie și o rivală pentru o femeie care are aspectele pe rac, deci o femeie rac, gândiți-vă că s-ar putea să fie o rivală pentru voi, care chiar să vă aducă niște probleme de sănătate, o cădere de vitalitate, de energie, nervozitate cu această regină de băte. Cinciul de monede arată o pierdere. Fie că la locul de muncă o investiție pe care ați făcut-o vă dați seama că de fapt este pierdută, nu puteți să o recuperați, sunteți foarte nervoși sau poate să fie legat de ceva social, ceva public unde ați investit niște bani și sunt pierduți. Nu sunteți singura, dacă observați, mai este cineva care are aceeași pierdere la fel ca și voi. Și iată, legat de comunicare, comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, verișori, Aici voi ați întreprins multe, ați făcut multe, dar toți sunteți în stagnare și v-ați dori să impuneți rațiunea, să aduceți rațiunea, să ieșiți din stagnare, spada aduce rațiunea, ieșirea din stagnare, dar și dreptatea spadea să vă facă dreptate, să îi pedepsească pe cei incorecți, să i ajute pe cei drepți. Astfel de cupe arată foarte multă iubire pe care o arătați într-o relație uh, cu cineva. Uh, poate să fie un contract sau o asociere pe care vreți să o faceți, o asociere care se vă aducă într-o stare de iubire, de beatitudine, de fericire. Dar între prieteni aveți aici, sau protectorul, un paj de spade, mare atenție, acest paj de spade este, am zice, un bărbat tânăr cu ascendență zodie în gemeni, care, scuzați-mă, nu un bărbat tânăr, o femeie tânără cu ascendență zodie, lună plină în gemeni, o femeie care uh, cunoaște anumite lucruri și este capabilă să ducă vorba de colo-colo. Dar prin această împrăștiere a unor uh, lucruri, să zicem, a unor fapte, poate să vă aducă foarte multe neajunsuri această femeie. Deci, probleme, dificultăți, uh, nervozitate s-ar putea ca cearta să aveți chiar cu această femeie. Uh, vorbim de loc, familie, cămin trecut. Ați făcut multe eforturi uh, pentru a obține ceea ce vă doriți, sentimente, iubire, uh, familia în jurul vostru și acum nu primiți ceea ce voi ați dorit. Uh, sunteți nemulțumiți cumva, acest lucru vă nemulțumește, v-ați dori să priviți, să sperați că în viitor se va rezolva această situație. Schimbarea este legată de niște bani pe care îi așteptați, un zece de monede. Așteptați să primiți niște bani. Acești bani se întâmplă ceva cu ei, fie că schimbă destinația, fie că nu mai reprezintă aceea sumă pe care trebuia să o primiți, pe care voi o așteptați. Trebuie să fiți foarte atenți la această transformare. Sau voi îi schimbați destinația acestor bani? o regină de spade este cumva karma voastră să dați piept totuși tot cu o femeie în vârstă, cu părul alb, o femeie cu ascendență, zodie, lună plină în balanță, un aspect foarte puternic pe balanță. Dar este o femeie sentimentală? Mai puțin. Am zice că este o femeie rațională, o femeie care își folosește mentalul, ideile, gândirea, și în același timp poate să vă țină la distanță prin faptul că cunoaște anumite lucruri. Ați deranjat-o cu ceva. Altfel, această femeie poate să comunice foarte bine, puteți să vă înțelegeți cu ea, dar dacă voi ați încercat să vă implicați prea mult în viața ei și să-i schimbați cumva drumul ei, atunci s-ar putea să găsiți într-adevăr această distanță și nu, nu veți găsi ce sperați. Deci aceasta este citirea pentru voi. Aveți aici două arcane majore. Forța, puterea care este, depinde de voi, din interiorul vostru bine? și dacă sunteți femeie, fericirea la fel depinde de secretele pe care le aflați. Aceasta a fost citirea, eu vă doresc numai bine. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc.